Un copil de 7 ani este în comă după ce o șoferiță a pierdut controlul volanului și l-a lovit în plin pe un drum din județul Cluj. Băiatul mergea spre școală cu mama lui, care este și ea acum internată în spital. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Accidentul a avut loc în localitatea clujeană Rugășești. În momentul impactului, femeia de 36 de ani din comuna Cășeiu își ducea fiul la școală. O femeie în vârstă de 34 de ani, care se deplasa în direcția municipiului Deș cu un autoturism, aflată în timpul unei manevre de depășire, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă, acroșând apoi doi pietoni aflați pe acostament. La fața locului au ajuns mai multe ambulanțe și pompierii. Am găsit un copil de aproximativ 6 ani și mama, în jur de 35-40 de ani, pe caldarâm. Copilul se afla în stare de inconștiență, cu comă, un Glasgow de 6 puncte. Băiatul de 7 ani a fost transferat de urgență la Spitalul pentru Copii din Cluj-Napoca. Este în stare gravă, necesită îngrijire în secția de terapie intensivă. Este în coma, intubat și ventilat mecanic. Leziunile cerebrale pe care le are nu pot beneficia în acest moment de intervenție chirurgicală. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele care au dus la producerea accidentului.